Astăzi a avut loc ședința ordinară în care a fost convocat Consiliul Local în vederea discutării mai multor puncte de pe ordinea de zi, menite să ducă la dezvoltarea comunității. Primarul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Marius Creciu, a avut în vedere întotdeauna dezvoltarea comunității pe toate planurile, așa că în cadrul ședinței de astăzi au fost propuse, discutate, apoi votate 24 de puncte de pe ordinea de zi, menite să vină în sprijinul cetățenilor. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii de Consiliul Local numărul 219 din data de 28.07.2022 privind actualizarea valorii totale a proiectului, indicatorilor tehnico-economic. Primarul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Marius Creciu, a declarat că lucrurile nu rămân pe loc în orașul nostru. Așadar, astăzi s-au discutat mai multe puncte de pe ordinea de zi referitoare la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al mai multor instituții din municipiu, printre care și Palatul Culturii Teodor Costescu, cât și bugetul Consiliului Local pentru anul 2023. O ședință funcțională. Am aprobat astăzi chestiuni care țin de buna funcționare a primăriei, a societății SECOM, investițiile care le avem în derulare în municipiu în acest moment. Suntem, să zic, în grafic. Așteptăm cu nerăbdare ca în perioada următoare, o dată cu zdravenirea vremii, pentru că e o perioadă mai dificilă, să putem începe investițiile municipiul nostru, să putem să lucrăm. De asemenea, pe ordinea de zi a fost votat și bugetul pentru multiplele investiții care sunt în derulare în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. În continuare, municipalitatea, în frunte cu edilul orașului, discută și aprobă numeroase proiecte menite să ducă la o dezvoltare armonioasă a orașului nostru.